Și uite-mă, și am atâta carne în congelator și el s-a stricat acum. Și Piști nu mai vine, de 3 ore l-am sunat, mă, e bun de trimis după moarte. Tu l-ai, mă, doamne, mă, necu, dar tu nu mă scule de astea vechituri ai în casa asta. Vorbește frumos de nevastă mea. De-aia de centrală vorbeam, de aragaz de chiuvetă ce repara la tine. Astea le repar tu, dar nevastă mea? Bă, să nu-mi zici că ai umblat și pe acolo la ceva rotiță, a? Lasă-mă, necu, cu povaștirea, că eu am vreme de stat, mă. Hai, lasă-mă să văd ce aici. Bă, dar scoate măcar cârnațul, mă, de aici. Doamne, mă, necu, nimic că nu știi. Mă, da, aici. Da, reparat tot, făcut și curat în el. Dumnezeu să te ție, Piști. Dar ce cu sacul ăsta pe tine? Nu ședință-te. Ce, doar nu te-o pus șef de scară? Nu, te, ultima lucrare. Poate de azi. Nu, de tot pune... Pune, Piști, șurubelița în cui. Aha, te-ai angajat la privat și acolo nu mai poți să faci ciubucuri, că ai program lung, a? Nu, mă, te. Mă duc să candidez. La UDMR? Nu, la un, nu, la AUR. La AUR? AUR, te, că munca e brațară de AUR. A, mă, dar chiar la AUR? Nu, te, la aia cu asociația cu unelte din România. A, pe aia e prescurtarea ACUR. Da, mă, dar nu sună bine. Tu crezi că în România asta se mai poate repara ceva? Are, cu să-mi spun aici la tine o vorbă. Cine a reparat chiuveta? Eu, nu? Reparat. Cine a reparat centrala? Eu, nu? Reparat. Cine a reparat caloriferul? Ce? Când? Bine, întreabă la soție că repara că nu erai acasă. Mă, te bagi în mizeria asta de politică? Dar cine se băgat în canal când înfundat tu WC-ul de băgat până în gât? Bine, bun. Și cum o să afle lumea că tu candidezi? Cum să afle lumea? O, facem campanie door-to-door ca germanul. Cum? Adică mergem, batem la ușă, întrebăm, aveți ceva de reparat? Că dacă aveți, repară Piști. Și iau voturile lor. Și în urma ta vine PSD-ul și PNL-ul cu pungile, cu ulei, făină și brichete și ți-au votul. Că gândit la asta, că Piști nu prost, în spate vine Angie cu Curtoș Colac. Am făcut acum o rețetă nouă cu mere și scorțișoară. Bine, mă, dar cine te votează în fond și la urma urmei? Cui pasă, mă, cu cine votează la Piști? Contează cine numără voturile lui Piști. Bă, adevărul e că... Ești macho, nu ca boc. Și mai drept ta, și numai adevărul spune Piști. Minți Piști la tine? Nu. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, cât mai costă? Maricu, am votul tău. Ai votul meu. Mulțumesc frumos. Și 150 de lei pe bătă, păi. 150 de lei? Păi dacă trebuie să bagi cineva bani în campania lui Piști... Toate le vreți gratis, mă, romanurile. Nimeni la el. Nici nu intra bine în politică și cere taxe. Am pierdut un meseriaș, dar l-am câștigat un politician.